Mariana îi dădea curs mereu. Tu nu-i mai dai curs. Nu mai e nici Mariana să îi dea curs. Nu mai ești nici tu să-i dai curs și nu mai are cine să-i dea curs. Ai înțeles? Poate, poate, dacă se bagă înapoi la Maria și Marinescu, o să mai aibă și el. Băi, tu ai văzut că am mai băgat-o pe ea în seamă să-i dau curs? Pe cine? În momentul ăsta, Aurora. A mea spus doar părerea că nu mai vreau să mai vorbesc, pentru că în momentul când vorbesc... Aici e care e deranjată ea. Da, nu mai pot eu că e deranjată ea, să plece din emisiune. Să plece din emisiune dacă e deranjată de gluma mea. Păi tu ești deranjat că a rămas ea, pleacă tu. Nu, dar am zis eu că-s deranjat, am spus și simplu m-a deranjat gestul pe care l-a făcut ea. Înțelegi? Și încă o dată s-a dovedit că tot ce ziceam despre ea este adevărat. Hai lasă, hai lasă! A plecat o femeie și ți-a venit alta nouă. Că pleca Aurora și venea tot fata asta. Nu era același lucru cu ce te deranja pe tine? Că e Aurora sau că e Mariana în casă? Indiferența mea îl deranjează, Radu. Indiferența mea îl doare, lovește. Cu ce te deranjează? Că indiferența era mea, atât. Ce te deranja? Răspunde la întrebare. S-a stricat mașina, e spălat. Nu mai are răspunsuri. Răspunsuri. Bun. Uite, Alexandru, a venit o fată care îi place de tine. Ce mai ești cu mine în gură? Vorbește cu ea. Păi până și fata aia a spus. Ea e rămas în jindă, Aurora. A spus o să vadă și a văzut deja că doar pe tine te caută. Aurora, nu mai exagera, păcat, că n-a căutat-o să fie iubita lui. Cum? Ce? N-a căutat-o să fie iubita lui. Nu mai insinua și tu acum să nu mai o cunoască fata asta pe Alex. Păi ea a zis, mă! Păi ea a zis, ai stat de vorbă cu ea? Am stat eu când am fost. Și a văzut și acolo, într-adevăr, o caută pe Aurora. Băi, nu o caută, băi, nu o caută. Cum nu mă caută? Mă duc într-o altă casă, una într-una, vreau. Vin aici, una într-una. Ioana, dacă vrei să vorbești, poți să vorbești. Nu, zic că da, este adevărat ceea ce am o caută pe Aurora. Ai văzut? Indiferent în ce mod o caută, contează că o caută. Măi, fata avea venit și aude și ea în stânga și în dreapta și cumva e s-a înțeles de ceea ce aude. Eu când am venit, eu ea deja știa. El a început și se lasă influențată fără să-și dea seama. Să știi că n-are treabă cu cine Aurora. Cine i-a zis, omule, cine a stat de vorbă cu ea? Ioana, cine a renunțat și Aurora? Măi, nu-i vorba că are treabă cu mine, e vorba că mă caută orice. Nu, dar ce-i cum, de ce ai venit? Nu mă așteptam să vin din România. Băi, dar de ce mai deschizi subiecte cu mine dacă nu-l interesează despre ce vorbim? Mă lași, Nadio, în pace. Hai mă, lasă-mă, mă, Aurora, că singura ta replică pe care o ai când începe emisiunea e doar la adresa mea. Dacă nu te bagă nimeni în seamă, te băgase Maria în seamă din aur ca să lămurești o chestie pe care o vorbiți cu Marinescu. Și n-ai vrut să vorbești o chestie serioasă, tu doar să jignești și să dai din pula începutul emisiunii, atât. Sufăr după ecranul ăsta cum suferi tu, asta e impresia? Nu vezi că stau liniștită? Femeie, vorbeam despre ceva, tu ai capacitatea, ai zis că ai avut un moment de debilitate tu. Da, și nu un moment de rătăcire, un moment de debilitate, da? Da, pentru simplu, da, și eram foarte simplu. Ia fii atentă să nu mai ai niciun moment de debilitate, cred că l-ai avut pe tot parcursul tău în emisiunea asta, da? Că eu văd că vorbesc cu tine ceva, tu îmi zici altceva. Te întrebase Maria adineaori. Ce ai vorbit cu Marinescu acolo? Tu ai zis, nu vreau să mă bag. Era probabil o chestie serioasă pe care puteai să o zici ca să se rezolve oarecum situația de cei doi. Dar ai preferat să nu taci. Să aștepți emisiunea viitoare să intri și să dai din fund. Nu? Cum vreau eu. Care e problema? Bravo, pune mâna Aurora. Nu! Cerem o melodie și începe să da, chiar vă rog să puneți o melodie să... Dacă spune aia 10, alu Florin Chilian, să încep să... Melodia aia 10 puneți-o ca să mai plâng o leacă cu lacrimi de crocodil. Aș mai face o glumă acum să zic că se gândește la bărbatul ăla de 40 de ani, dar nu mai fac. Auzi, Alexandru, dar ai vreo dovadă că ea stă cu vreun bărbat de 40 de ani? Mamă, Adriana, făceam o glumă, mă, n-am voie să... Păi da, dar tu, văd că de azi dimineață în continuu pomenești de, nu, de bărbatul ăsta păi de 40 de ani. Păi nu, de acum 10 minute. Dacă ai dovezi, vino și adu-te. Adriana, de acum 10 minute am zis de chestia asta, nu de azi dimineață. Acum 10 minute. În fine, dar nu, dar te-am auzit și săptămâna trecută că la fel ai venit și ai spus de 40 de ani, bărbat de 40 de ani. Dacă ai dovezi cu legătură cu băiatul ăsta de 40 de ani, vino și adu-le aici. Păi da, tu când mă acuzai pe mine că am femeie acasă? Vezi că ți-am spus destul de clar că a fost o glumă, n-am zis că e serios. Eu glumesc acum, care e diferența? Toți. A, eu spun adevărul, nu glumesc. Păi nu am zis adevărul. Dar nu e ca pe o glumă, tu e ca pe un adevăr, ca pe un atac. Părerea ta, Alex, și ceea ce spui tu, Alex, pentru mine este egală cu zero. Exact cum ești tu ca persoană pentru mine, zero. Să fii sănătoasă. Ai înțeles? De asta stăteai lângă mine, ieri te-ai așezat lângă canapea și râdeai. Ce zici? Păi, vezi că m-am așezat lângă Alin. Vorbeam cu Alexandra sau cu Morocel cine era lângă mine. Alo, zice ție, alo, 2-10. M-am așezat lângă Alin. Stai cu minte, că ești pe altă frecvență. Și cu ce te-ai deranjat pe tine că râdea la ce ziceai tu? Care-i problema dacă ar fi râs?
Păi da, mă, dar nu e nicio problemă, Alexandra. A zis că eu sunt zero pentru ea, da? Și persoana înseamnă ta e zero. Da, corect. Păi da. Și ce, dacă a râs și s-a părut ceva amuzant din ceea ce ai spus tu, asta nu înseamnă că ea dă doi bani pe tine. Nu dau. Da, n-am înțeles. Stai-mă puțin, mai zi o dată. A zis că dacă ea a râs la o glumă pe care ai făcut-o tu, asta nu înseamnă că ea dă doi bani pe tine. Înseamnă că i-a plăcut ceea ce ai spus în acel moment. Asta păi nu da, înseamnă dacă că nu are dă doi bani. Importanță ce... Băi, Alexandra, dacă nu dădea doi bani, nu băga în seamă, înțeleg? Nu se așeza lângă mine și așa mai departe. E destul de mare. Băi, Alexandra, hai să spun ceva. Aurora, o secundă, hai să spun ceva. Ieri, când stăteam la masa din spate, eu cu Aurora, tu ai fost ăla care a venit la noi și ai început să vorbești cu ea. Deci cum facem? Cine caută pe cine? Nu, vezi că eu când am venit să vorbesc la masă, am venit să vorbesc cu tine. Nu! Ai vorbit, ai schimbat două cuvinte cu mine, după care ai început să vorbesc da, cu ea. Da, mă, dar inițial am venit la masă să vorbesc cu tine, că da, era de la ce ai schimbat două cuvinte. Și după aia am zis să mă deranjat, Alexandra, înainte stătea singură la masă și ai putut să te apropii. Da, mă, lasă-mă, Aurora, nu-i vătai chestia acum. Eu am venit la masă să vorbesc mai de aproape, că pornisem o discuție cu Alexandra și era zgomot în casă. Da. Și am vorbit cu ea ce am făcut acolo și dacă tot era în fața mea, mi-a zis ce mă deranja la tine, care e problema? Păi multe deranjuri ai tu în ultimul timp. Da, Alex, am și eu o întrebare. De ce ai votat-o pe Mariana dacă tot te-ai supărat că a plecat ea? Am mai zis, Alexandra, am dar n-are legătură, ok, tu nu-ți dorești, ok, Alex. Nu, stai așa. Alex, hai de să luăm loc. De ori, ea m-a scos pe mine în față cu grupul ei, da. Înțelegi? Okay. Și eu nu am votat-o pe ea, cred că o dată sau de două Alex. Ori am votat-o. Alex, înțelegi? Hai să luăm logic. Tu nu-ți doreai ca Mariana să plece din casă, da? Continuă. Ca Mariana? Dacă tu nu-ți doreai ca Mariana să plece din casă, ba, tu dorea. O votai, pentru că tu voiai ca ea să rămână. Deci n-are logică ceea ce spui tu. Dar tu de unde știi că eu voiam ca ea să rămână sau eu nu voiam ca ea să plece? Eu nu... Păi tu ai venit și te-ai luat de Aurora, că de ce nu i-a cedat locul? Că ce? Ce-ai zis? Măi, Alexandra, nici nu ai înțeles ce-ai zis. Pe nu-l deranjează că a plecat Mariana. Pe nu, mă, eu m-am luat ca ea, ca personalitate, caracterul ei, cum poți să faci ce-i viața. Nu-l deranjează pe Mariana în casă. Mariana îl băga pe el în seama, acum că numai el, normal că îl deranjează. Cine îl mai bagă pe Alex în seama acum? Alexandra, eu nu m-am referit strict la Mariana. Putea să fie orice altă fată. Eu zic de gestul ei în sine, înțelegi? Despre asta e vorba. Că a zis că vrea să plece, după aia n-a mai plecat. Uite și așa mai departe. Eu am motiv să rămân în casă, uite. Despre, da, ai motiv. Da, chiar am motiv să da, rămân. Da, te mai afișezi pe ei să mai dansezi. Nu e o problemă, auzi și tu și adminele tale, vă transmit un lucru. În casa asta au venit nenumărate fete care au dansat, care băi s-au simțit bine. Uite așa sunt eu, frate, transparent. Pe mine nu mă interesează, bă, frate. Hai! Bună, Mira! Am văzut, ți-a dat culoare. Doamne, ce... Deci n-am trăit o situație mai cringe în viața mea. Deci mai... Adică mai penibil, ca să știi și tu, că nu știu cum să zice în spaniol. Aurora! De ce ai dat asta acum pentru Alexandru, că nu înțelege? Dacă era în zero pentru tine, nu? Dar ce ți se pare? Erai nervoasă, mă jurai și după aia te ridicai și ai dat din fund. Da, mă, eu când aud muzică, uite, dansez, eu mă simt bine, nu stau acolo să prin rădăcini cum faci tu. Păi văd că te-ai pus din mine. Ce? Ciocolata? Păi dacă tu ai corpul în gips, tu degeaba te ridici. Eu am corpul păi în gips. Tu ești pe lângă. Oh, expirată. Mă bucur. Despre ce vorbim? Eu știu să dansez, să știi. Da, cred. Știu. E, mă, știe. Da. Dă din picior bine rău de tot. Așa. Lasă că știu, dar trebuie să am cu cine să dansez, înțelegi? Pătic, uite așa. Lasă piciorul la jos. Că...
Gata. Gata și iar continuă. Hai, lasă vrăjeala, Marinescu, gata și bă, iar viața continuă. Mea, păi asta observ. Ai spus în 20 de minute de când da, vorbești cu Aurora, ai spus gata, nu mai mă bag, nu mai vreau, nu mai. Alex, ai spus de vreo 5 ori. Și de fiecare dată ai continuat. Hai, lasă, că și tu ziceai gata, nu mai vreau să mai vorbesc cu Alexandra și imediat vorbeai cu ea, lasă. La mine se știa, mă, la tine se știe că așa păi, faci. Dar n-ai cum să compar, că discuțiile mele cu Alexandra și cum am fost noi înainte, e altceva față de ce tu ai încercat să formezi. Diferă, dar păi nu e vorba de asta, păi e vorba de... Tu ai încercat să formezi ceva cu Aurora, probabil un cuplu sau ce vrei tu acolo, din punctul meu de vedere, dacă eram în situația ta. Încheiam totul, înțelegi? Pă când eu cu Alexandra n-avem nimic de împărțit la modul ăsta. Așa, adică, și ce am de împărțit cu Aurora? Păi nu, la modul... Nu, dar zici mie ce am de împărțit cu Aurora. Păi zici tu că eu nu te caut, tu mă cauți, non-stop, eu nu te caut, eu nu te atac. Dar eu cum te-am atacat, mă? Eu cu ce te... Nu mai pot să mai fac... Iau-te, mă, nu pot să fiu ca în afară. Doamne ferește, nu pot să fac o glumă, Caterin. Astea, păi nu știu. Hai că în afară, Aurora, în afară când ți-am făcut gluma asta, când eram în aeroport și ți-am făcut gluma asta în afară, te-a bufnit râsul. Ce, mă? Ce ai auzit? Când eram în aeroport și ți-am făcut gluma asta în afară, te-a bufnit ce râsul. Ce glumă ai făcut? Gluma asta care zici cu tu că te-ai supărat, ce? Doamne, ferească-mă Dumnezeu! Te-a bufnit râsul, eram la pașapoarte, acolo cum stăteam la rând. Cum așa ceva? Cum să stăteam la rând la pașapoarte, da, și ți-am zis că ai fi preferat să stea la rând cu tine altcineva de 40 de ani. Și te-a bufnit râsul atunci. Băi, acum vă că ești foarte deranjat cu tema asta. Îmi pare rău, ia-le pe adminele tale și căsătorește-te cu ele, că sunteți un apă și un pământ. Ce ai, măi, femeie, ce treabă are una cu atât, zice ceva tu. Bă, Alexandru! Amândoi, nu ți-am luat locul. Amândoi aveți ceva de comentat unul la adresa celuilalt, dă-ți căpățâna asta, Mănescu. Amândoi aveți ceva de comentat unul la adresa celuilalt, dar vă place să vorbiți în continuu și vă căutați și vă continuați conversația. Da, nu vorbi cu te rog. Dar nu vorbi cu te rog. Radu, fii atent, eu făcusem o glumă și a început să dezvolte. Ea când începe să vorbească despre mine și să mă acuze, e logic să vorbesc și eu. Nu, e adevărul. Și lasă-mă tu, Radule, cu postilă. Păi, ziceai un lucru și acum zice altceva. Când l-am căutat okay. eu pe omul ăsta? Că ce? Când l-a căutat eu pe omul ăsta? Păi, acum ai dai curs, femeie, tu care nu mai suporti. Păi, dai, vorbesc, eu nu știu să vorbesc, eu am tăcut, eu m-am pus jos. Dar eu degeaba încerc să lămuresc aici, că pe nimeni nu-i interesează și nimeni nu te ascultă. Și nu poate să dea nimeni o refluză. Nu trebuie să mă înțelegi pe mine, trebuie să te situație, dar în momentul în care mi-a că... atacă și mi-a aduce acuzații. Poți să vorbesc cu tine, da? Da. Poți să vorbesc. Din da. Eu am făcut o glumă. Ei dacă nu-i plăcea, înțelegi, putea să zic că să încetez să tac din gură sau mă, să. Mă, dar eu am tăcut, băi, 10 minute nu ți-am zis nimic și ai tunit într-una. Că despre mine ca eu să-i dau curs, pentru că știi că în momentul când se vorbește, când tu vorbești despre cineva, ok, într-adevăr. Alexandru, am spus într-adevăr, te agăs de ea să vorbești, asta am spus, dar și ea îți dă curs doar să vorbească. Lucruri și dacă tac din gură o să cad în fața celor de acasă că vezi, Doamne, sunt vinovată. De aia am comentat doar strict la acuzațiile care mi le-ai spus. Ai impresia că eu acum caut băgare de seama. Alexandru, nu o pierzi și pe fata asta nouă. Aia, acum ești obișnuit să pierzi în viață. Ai mai pierdut, mai pierzi, uite de la capăt, nu? Între alta. Nu, Alex? Da. Foarte bine. Exact. Hai, discutați, continuați, vă rog. Vă rog. Hai, lasă-mă, știu. Hai, mă, vă rog. Nu, dar cu tine. Hai, ea nu era când eram în aeroport. Hai, lasă. Eu le dau peste nas la doi. Acum e deranjat. Ce faci tu? Vă dau peste nas. Vă dau peste nas. Făcuse-mă, eram la doi. Vă dau peste nas. Stai lângă mine. Nu-ți dau în engleză sau în franceză. Stai ăla de 40 de ani lângă tine, nu? Genul glumă, știi, și-a bufinită rusă. Oh, vai. Bă, Noruca! Noruca! Mamă! Bun. Nu cred că e loc pentru așa ceva. Deci, nu mai există Maria și Marinescu. Și
Na, sper să fie fericit cu Amira, cu cine vrea el, pentru că își găsește anturaje cu orice femeie în afară de mine. Când e pus pe cadru cu mine, nu vorbește și vrea, vorbește cu altcineva. Când vorbește cu Alexandra, zici că înflorește. Asta e. Nu vreau să fiu eu motivul supărării lui. Deci, mă retrag. Adidas, proști! Alea! N-ai tu pe eu! Bă, stai tăi? Bă, că-i rupă! Ți-i spargi! Hai să te vadă lumea, cât de agresiv ești! Ha! Ha! Ucidut! Hoplea! Hai, Adriana! După el, Adriana, haide! După el, Adriana! Hello! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.